Carnagiu pe DN1B în zona localității Bucov. 5 persoane și-au pierdut viața, alte 7 au fost rănite și 6 mașini au fost transformate într-un morman de fiare într-un accident de circulație. Tragedia s-a petrecut ieri după amiază din cauza unui șofer care a efectuat o depășire neregulamentară intrând pe contrasens. Manevra a provocat un carambol în care au fost implicate 6 mașini. Eram cu un băiat în față, odată am văzut după în sus, după care s-a văzut un fum, atâta s-a văzut. Și am venit imediat și am constatat ce s-a întâmplat. Eram, n-aveai ce să faci. Efectiv, eu eram singur, adică nu mai era nicio mașină în fața mea, dar eram la 56 de metri de ei, că mașina oprită pe drept. Atât. Ai văzut așa ceva? În viața mea, în viața mea. Pentru mine, nu știu, un șoc. Ați pătruns pe contrasens? Nu, șoferul? Nu, sunt de lucru. Nu, ce-am reclamat, ne-am trezit cu... De către ce? Nu pot să-mi văd. O fracțiune de secundă. Da. Am găsit implicate în accident 6 autovehicule, 4 autoturisme, o autoutilitară și un microbuz de persoane, din fericire fără pasager. Am găsit în primă fază 5 victime rănite foarte grav, care au fost preluate urgent de către serviciul de ambulanță și de către ambulanțele SMURT. Încă 3 victime în stare mai ușoară și, din păcate, 2 decedați. Mai sunt încă 2 sau 3 victime rănite mai ușor. Din primele cercetări a rezultat că sunt implicate un număr de 6 autovehicule. Avem 3 persoane în spitalul județean transportate pentru vizite medicale, 3 persoane care, de fericire, au decedat. Pentru scoaterea dintre fiarele contorsionate a victimelor a fost necesară intervenția echipajului de descarcerare. Martorii au fost șocați de tragedie. Am văzut fata aia moartă între carapele, ei pe partea cealaltă. N-am mai văzut în viața mea așa ceva, e tragic și cel mai rugat trebuie puse pe centrul drumului, trebuie puse separatoare din astea de drum, sunt spre București, altfel în fiecare săptămână, săptămâna trecută iar a fost mort aici. Am zis aici ca să facem un sens giratorul să mai blocheze un pic. În Consiliul Local s-a rezolvat această problemă, s-a aprobat acest proiect. Într-un final nu s-a făcut nimic. În zonă, traficul a fost blocat parțial timp de peste o oră, circulându-se pe o singură bandă.